buongiorno signora e signori e signorita e signorie. Ciao amore, ciao. Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Probanat. De această dată suntem la mâncare. Știi că mi-a fost foame, da. Și m-am gândit ce să fac să vin să-mi treacă foamea. Și eu, cum sunt crescut cu lapte de domnule, vacă... Dacă de aici n-ai ce să alegi, atunci de unde? Uite ce e aici. Cel mai mult mie îmi place bou. Bou. Da? Bou îmi place bou pentru că mama n-a avut lapte și m-a crescut cu lapte de vacă, știi? Și crescându-mă de acolo... cu lapte de vacă, câteodată și comportamentul meu, știți, că ADN-ul... Păi nu trebuie să spui tu asta, trebuie să-i lași pe cei din jur să constate mai bine asta, recunoști, așa că... Mai bine recunoști, pentru că s-ar putea să mă confunde cu, cu capra, cu berbecul, cu vițelul. Știi că am văzut aici vaca asta și îmi gândeam, zic, știi că era bancul ăla drăguț, într-un ziar apărea o turbă de porci, era... Răposatul Ceaușescu. Și zice, acum cum să scriem sub Ceaușescu printre porci, Ceaușescu și porci. Nu, și ce crezi că au scris? Al patrulea din stânga e Ceaușescu. Dacă toți suntem la o măcelărie română-italiană, nu știu cum să-i spun, dar o să aflăm pe parcursul. Mai este măcelăria Francesca și Federico. Păi, românească, sigur. Și Francesca și Federico e nume tradițional de la, din Valea Almajului, cred, da, că de acolo. Da, da, da. Hai să spun un banc cu un italian, vrei? Ia spune. Vezi că mi-am luat și șapcă. Am văzut, apreciez. Până în Italia m-am dus ca să-mi iau șapca asta. Foarte bine ai făcut. Un italian își vopsea gardul, știi? Așa. Și le dă, avea la lucru trei români. Și le dă vopseaua și spune, uite, asta este vopseaua de care aveți nevoie să vopsiți tot gardul, e calculat, așa, tot, aveți mâncare, aveți apă, aveți tot ce vă trebuie, eu plec de acasă. Pleacă ăsta de acasă, se ducă aia, zice, mă, ceva de băut n-are ăsta, caută peste tot, nu găsesc nimic, zice, bă, am o idee, zice unul dintre români. Zi-mă, uite, vindem o găletușă de vopsea, așa, și de banii ne cumpărăm. Păi da, mă, dar ce facem, că după aia nu rămâne gard? Lasă-mă că îl înmulțim cu apă și totul e în regulă. Fac ăștia, la un moment dat mai rămân vreo 3 metri de gard nevopsit, vine, zice, bă, vine italianul, ce facem, că nu mai avem vopsea, zice, știu ce facem. Mai avem, uite, pe pensulă, mai avem, dăm la cal, așa, avea italianul un cal, aha, acolo, îi dăm la cal cu pensula pe gură și îi zicem, păi da, de ce? Păi zicem că au mâncat-o calul. Și hai, vine italianul acasă, zice, dar ce au rămas 3 metri nevopsiți? Păi stați să vedeți ce s-a întâmplat. Când am mâncat noi, ce să vedeți, calul a băut toată vopseaua. Calul dumneavoastră, nu e vina noastră, e vina calului. Ia asta, pistolul se duce, pac, în pușcă, calul. Zic românii, dar domnule, dar de ce ați împușcat calul? Zic, mai dă-l dracu de cal, că de când am făcut casa, 80 de saci de ciment, 200 de cărămizi, și jumătate de țiglă m-au mâncat-o. Drăguț, foarte drăguț. Da. Foarte fain. Și dacă tot suntem într-un loc nou până la urmă aici, da, în, da, da, Dumbrăvița, într-o locație nouă, am fost și acum nu, păi, mult timp. Păi, de-ați avut inaugurarea. La inaugurare și am pregătit și un material de la inaugurare. Atunci am și mâncat. O, da. Dar știi, foarte carnea de vită se mănâncă crudă, din câte știu eu, nu? Vrei să mânci o vacă crudă? Pe pauză publicitare o să mănânc, să mănânc. Bine o felie crudă, bine să faci, văd cum îmi pică. Dar până mânc eu niște, așa, vacă, haideți să vedem materialul de la inaugurare.
felicitări pentru deschiderea acestei, cum îi zice, carmangerii, nu? Carmangerie. Spune-ne câteva lucruri despre povestea carmangeriei, cum a pornit ideea și cum ați ajuns la Dumbrăvița. Deci, în urmă cu 6 ani, mai bine zis 7, așa. Da, la Arad, a fost înființată prima oară măcelăria, deoarece soțul meu se ocupa cu viței, ce avea fermă. Da. Și atunci am zis, hai să facem ceva pe lângă exportul care îl făcea la vremea respectivă. Am zis să facem și o măcelărie cu carne de vită, să fie altceva, deoarece la momentul respectiv nu prea erau atâtea măcelării cu carne de vită maturată, tăieturile noi, el fiind soțul meu, am uitat să specific, este italian. Se și vede și după din toate familie și tradiție, da. Așa, aveam și tăieturile noastre sunt specific italiane. Ce ai învățat? De exemplu, nașul nostru și el avea măcelărie, dar mergând acolo în vizită, mai mergând la alte măcelării locale, deoarece la ei în fiecare sătuleț și așa este, câte un măcelar, mai artizanal, zicem, nu ca și el. Da, la ei este tradiție. Așa am ajuns la ideea de a face ceva nou și să nu îmi pun și alte, cum să spun, porcui. Am zis să merg doar pe vită. Da, nu am vrut să amestec, am zis doar asta. Asta e mai specială, de văd că arată foarte bine și foarte mare. Da, deci contează și mâncare. Deci acolo alimentația și tot este de la fermă, de la Peicica, la Arad, unde se ocupă Paco, Coanca, ei sunt în spatele nostru. Deci totul e foarte proaspăt, de la voi din fermă. Da. Noi abatorizăm, noi tranșăm și atunci ajungem să punem pentru client anumite preparate finale. Ce produse găsim aici? La noi găsiți de la steak-uri, pentru gulaș, pentru semi-preparate, facem tipic italienesc. Noi, asta a fost ideea, să venim cu ceva nou și pentru doamne să gătească mai repede. Eu văzându-o pe soacra mea în Italia ce repede gătește și ce bine și ce bun, am zis așa să fac și eu. La Arad a prins ideea, aveam la un moment dat clienți de pe Dumbrăvița, de pe Timișoara, care toți, doamnă, haideți și la noi. Da, am zis, Dumbrăvița fiind prima localitate, între timp autostrada a început să funcționeze, am zis, prima localitate, dacă găsim un spațiu și așa, deschidem. Am redeschis odată, n-aș mai vrea să pornesc cu povestea care a fost, că 2 ani de zile. Important e că acum ați început foarte bine. Da, ne-am reîntors. Doamne ajută. Ne-am reîntors și știm că ne-am reîntors cu un elan poate mai mare, mi-a dat încredere că clientul într-un an, niciun an de zile ne-a urmărit la Arad, au tot venit după noi. Unii poate nu, unii da, și ne-au încurajat să revenim înapoi. Așa am redeschis măcelăria. În 7 aprilie, da, măcelăria se cheamă după copiii noștri, Francesca și Federico, da, care sunt născut la San Daniele, de unde este și prosciutto, de aia noi suntem și cu... Foarte, da, la anumite semnice. Să fie cu noroc! Vitello tonato, care e un clasic vitello tonato, gingirelo, adică partea de mușchi albi de vită, cu ton, maioneză, capere, un pic de anșoa, lămâie, fiert. Aceasta este o bruschetă cu brăsaura, adică un mușchi de vită uscat, cu cremă de pesto și fistic. Și măslină de calamata, roast beef-ul, care este dintr-o spată de vițel, de vită, cu rucola, grana și ulei de măsline extra virgin, cu puțin rosmarin și lămâie, sare și piper simplu. Și aici ce ați făcut?
niște bocconcini, măsline, fistic, busuioc, ulei de măsline, lămâie, rozmarin. Mamma Maria, ma se basta una bella canzone. Ce faci, mă, Ricky, povară? Mă antrenez pentru San Remo. Serios? Da, 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 uite, am tot ce-mi trebuie, am și voce, am și talent. Mă duc, sper să aduc premiu acasă. Te-am știi pupat. Ce? Stai puțin, ia și asta. Ce să fac cu asta mie? Trebuie asta. Eu nu mă duc la tenis. Poate ai mai multe șanse, dai la juriu. Mă duc la cântat, nu la tenis. Poate ai mai multe șanse pentru juriu. Nu să... trebuie mie, mă, pentru juriu. Pe mine mă recomandă vocea și talentul. Mă lasă-mă în pace că am plecat. Vacile nu cresc în apartament și nici nu sunt albastre. Unii chiar cred că vacile sunt albastre. Dacă așa au făcut coperta aia copiii, seara, dacă vezi o vacă albastră sau violet, crezi exact că așa e vaca. Și acum am văzut că și iepurașii sunt albastre. Și au și ouă. Exact. Au și fac ouă. Unii iepurași au ouă, da. Unii fac și ouă. Am văzut. Pe mine m-a întrebat la grădiniță. Da. Am fost și la grădiniță. Ce mănâncă vaca? Și ce crezi că am spus? Ce? Zăpadă. Oh, pentru că eu așa am văzut. Pentru că atunci când mergeam cu mașina, mă lucruzeam. Nu era ce reclamă, mă, frate. Nici nu erau reclame. Când mergeam cu mașina, erau vacile, dar mai erau urme de zăpadă. Da, și eu am crezut că vaca mănâncă zăpada. Și era și logic, pentru că altfel n-avea cum să dea lapte. A, da. Alb. Lapte alb, zăpada albă, exact, de acolo. Bravo, uite, exact, un copil cum gândește. Ați văzut, v-a plăcut, ce rămâne de făcut decât să veniți aici? N-am apucat să mănânc, am fugit după vacă, n-am avut pistol. Nu numai că au văzut, dar când ați văzut ce produse erau aici, sunt convinsă că v-am făcut poftă. Dar asta e bine, că o să veniți aici să vă luați. Extra, vă spun și eu că nu gustat. Puteți să veniți, știți regula cu... Luați un ciocan, așa, luați un cui, da, bateți-l undeva la vedere și puneți-vă pofta acolo, știți? E foarte... Adică să-ți fii pofta în cui. Exact, hai, exact. Mergem mai departe cu ce am zis. Mai știi? Ce am zis? Că mergem, că dăm mai departe următoarea rubrică. Ce-ai zis tu, nu ce-am zis eu. Interviu. Interviu. Cine este John Maxwell și poate câteva lucruri despre el ca și persoană și ca personalitate? Da, mulți oameni nu-l cunosc pe John Maxwell, mai ales în Europa. În Statele Unite a devenit destul de cunoscut. În Europa ne luptăm cu imaginea lui din punctul ăsta de vedere. Vrem să-l facem din ce în ce mai cunoscut. John Maxwell este la ora actuală cel mai citit și cel mai citat autor când vine vorba de leadership și dezvoltare personală. A scris, el e autor de cărți și speaker. A scris peste 100 de cărți în ultimii 40 de ani, peste 100 de cărți care au ca temă principală, în general, leadership-ul și dezvoltarea personală. Nu prea sunt autori la nivel internațional care să fi scris 100 de cărți diferite, din care 5 s-au vândut în peste 1 milion de exemplare. Deci există o colecție de platină, așa se numește, de 5 cărți, care fiecare s-a vândut în peste 1 milion de exemplare doar în Statele Unite. E foarte tare, încă trăiește, are 74 de ani, dacă nu mă înșel, o duce bine, e sănătos, e fericit și continuă să facă ceea ce iubește să facă. Scrie în continuare cărți, în fiecare an scrie câte o carte, face evenimente, face seminarii, vorbește peste tot prin lume, deci efectiv își ia energia vitală de care avem fiecare nevoie din pasiunea vieții lui, aceea de a forma lideri și de a adăuga valoare oamenilor în toate contextele posibile. Ceea ce nu mulți oameni știu e că el la bază este pastor. Adică el a pornit ca pastor, a construit una dintre cele mai mari biserici din Statele Unite, când era, mă rog, în tinerețe, pe principii de leadership. Să zic așa, zona lui de geniu în biserică era să construiască
liderii bisericii, liderul pentru tineret, liderul pentru familii, liderul pentru... Și cumva el construia lideri prin programele lui de inspirație creștină. E, încetul cu încetul, oameni din biserică, ascultându-l vorbind în interiorul bisericii despre leadership, au început să-l întrebe dacă nu poate să vină și în companie să predea, pentru că au început unii oameni de afaceri să-și dea seama că principiile de care vorbea John Maxwell aveau aplicabilitate și în mediul business, în mediul antreprenorial, în dezvoltarea personală clasică. Și a început încetul cu încetul să facă o tranziție din mediul bisericesc în mediul profan, să zicem, sau cum vrem să-i spunem. Și a avut succes. Foarte multă lume a început să-l aprecieze în zona asta. El n-a simțit niciodată că părăsește lumea religioasă, dar pe măsură ce anii au trecut, cererea a devenit tot mai mare pentru el în afara bisericii și el, fiind lecții de leadership cu inspirație, să zic așa, creștină, s-a dus cu bucurie și le-a dat oamenilor și a început să scrie cărți, cele 21 de legi ale leadershipului, lider la 360 de grade, leadership de aur și așa mai departe, o grămadă de cărți cu aplicabilitate în mediul business, care învață pe antreprenori cum să pună omul pe primul plan. Leadershipul lui John Maxwell este un leadership orientat spre oameni și nu spre procese. El merge pe ideea că dacă dezvolți omul, omul îți va dezvolta mai departe business-ul, îți va dezvolta produsele, îți va dezvolta procesele și el merge pe ideea că cea mai mare responsabilitate a unui lider este creșterea oamenilor și niciodată nu ești suficient de pregătit să arăți oamenilor din echipa ta cât de mult îi apreciezi, câtă valoare pui pe ei și să-i ridici la adevăratul lor potențial. Și pentru asta scrie într-una cărți de comunicare, de dezvoltarea echipei și așa mai departe, carte după carte care să ne învețe și care să ne ajute să arătăm oamenilor pe care îi conducem cât de valoroși sunt pentru noi și și alături de ei să ducem organizația la nivelul următor. Cu asta se ocupă și este foarte, foarte căutat. Organizații mari, Armata Statelor Unite, guvernele, a lucrat cu președinți de țări. Este la ora actuală singurul trainer din lume sau speaker sau autor sau cum vrei să-i spui, care are peste 20 de invitații prezidențiale, adică președinți care l-au invitat să vină în țările lor și să organizeze o mișcare transformațională la nivel de țară. În 3 țări s-a dus deja, în 2 am fost și eu cu el, mai mulți colegi de-ai noștri. Am fost în Paraguay, am fost în Costa Rica, am fost ca echipă în Guatemala, sub conducerea lui la invitația președintelui și ne-am dus și am predat leadership-ul marca John Maxwell la toată țara. Deci eu mi-aduc aminte, în 3 zile în Paraguay am trăinuit 25.000 de oameni în 3 zile care la rândul lor au devenit facilitatori să dea mai departe informațiile. A ieșit o nebunie la nivel de țară. Nimeni n-a mai reușit să facă asta pentru că John transmite ideea asta de iubire față de oameni, care poate că e un concept cu inspirație creștină, dar este un concept care pe care oamenii îl apreciază, adică simți că stai de vorbă cu un om și simți că stai de vorbă cu o echipă care pune oamenii pe primul plan. Și asta l-a făcut pe John, să zic așa, la nivelul, și asta l-a adus la nivelul la care este astăzi. Și într-adevăr, în America este foarte, foarte cunoscut pentru ceea ce face, în România începe din ce în ce mai bine. Life doesn't come all or nothing. You don't get quickly the most important places you want to go. A lot of people, they miss what is best for them because they didn't get what they exactly wanted. Don't stand out and get nothing because you had something that you could get. Take the something and let it take you to something more. When you don't get the ticket you want, get the ticket that'll get you a little closer. When you open the door of opportunity, all that you do is open the door of opportunity, which allows you to go to another door that's got another opportunity. People don't care how much you know until they know how much you care. Your attitude is the librarian of your past. It's the speaker of your present. My name is John.
and I'm your friend. Ce faci? Tac. Pentru că am mâncat și nu vreau să-mi consum energia pentru prostii. O las să se concentreze pe digestie. Bine faci, foarte bine faci. Și până îmi revine graiul, uh-huh, băgăm puțină ce-am zis. Publicitate. Felicitări. Asta e.